Salutare tuturor și bine ați revenit la Școala de Cripto. Doar ce am dat din greșeală oarecum peste un live destul de ciudățel și aș vrea să vă spun câte ceva despre live-urile de genul, da? Aceste live-uri în care vedeți în interiorul lor persoane de genul cofondatorului Ethereum, de exemplu Vitalik Buterin sau în cazul ăsta unul dintre cofondatorii Ripple, anume Brad Garlinghouse, care vorbesc și vedeți practic scris pe aici dacă o să trimiți o sumă anume de XRP, noi îți vom da dublul înapoi. Da, tu trebuie doar să trimiți la o anumită adresă, în cazul ăsta o adresă de XRP, în cazul ăsta o adresă de ETH, o anumită sumă, iar noi ți-o vom trimite înapoi cu ocazia unui giveaway, cu ocazia unui eveniment special și așa mai departe. Bun, aceste lucruri nu se vor întâmpla niciodată, da? Ca să știți de pe acum, nu se va întâmpla nici în cazul, am văzut și cu chestii de genul și cu Elon Musk și cu Bill Gates, cum că dacă trimiți un Bitcoin, el îți va trimite 2 Bitcoin înapoi, sau dacă trimiți 10 Bitcoin, îți va trimite 20 de Bitcoin înapoi și tot așa. În cazurile de față, putem vedea că această metodă a evoluat un pic și aici putem vedea că s-a trecut de la Bitcoin, la Ether, la XRP și la alte tokenuri și criptomonede din lumea aceasta, o lume relativ nouă și sunt multe persoane care sunt la început și nu își dau seama neapărat că aceste live-uri sunt de fapt niște scam-uri, niște țepe menite doar să aducă profit celor care stau în spatele lor, da? Bun. Nu este neapărat la îndemână ca oricine să-și dea seama că acesta este o țeapă sau un scam. De ce? Pentru că dacă să ne ducem aici, o să ne uităm, acest canal denumit Ethereum ETH are undeva la 423.000 de abonați, da? Bun. În afară de asta, vedem că are în acest moment undeva la 4 live-uri care rulează în acest moment cu circa 16-17.000 de persoane. Desigur, mulți poți fi boți, dar dacă din aceste 17.000 de persoane teoretice, dacă sunt chiar și doar 1.000 persoane reale și avem 100 de persoane care pun botul la așa ceva și vor trimite ETH sau XRP acestor scammeri, aceștia practic vor continua să propage și să utilizeze această metodă de scam pentru a face profit, normal, pentru că este oricum destul de greu să dai apoi de ei, pentru că aceste criptomonede sau diferite tokenuri pe care le acumulează o să le trimită în diferite tooluri, în diferite mixere se numesc, iar apoi nu prea, este destul de greu să dai de urma acelor criptomonede sau acelor tokenuri care trec prin diferite mixere, da? Bun. Așadar, când vedeți un live de genul, stați atent, nu contează că acel canal are 100.000 de abonați, 500.000 și așa mai departe. Trebuie să verificați dacă este canalul oficial. În acest caz nu este canalul oficial, da? Și să vedeți în primul rând dacă chiar are un canal oficial acel proiect cripto. Din câte putem vedea aici, dacă ne ducem la videoclipuri, practic este vorba de un canal al unui, cred că cântăreț sau ceva, că văd aici Zimson. Deci, practic, foarte posibil ca acest cont să fi fost spart sau ceva de către anumiți hackeri sau ceva de genul. Și, practic, asta se întâmplă în acest moment, se dețeapă undeva la, în teorie, multe persoane, da, 15.000, 17.000 de persoane. Așadar, când vedeți chestii de genul, evitați-le, nimeni nu o să vă dea dublul banilor sau dublul criptomonedelor degeaba, da? Adică, dacă voi să-mi trimiteți mie un ETH, eu nu o să vă dau niciodată 2 ETH degeaba, da? Așadar, nici aceștia nu vă vor da nimic, da? Pentru în cazul ăsta, uitați-vă, dacă o să trimiteți 1 ETH, o să vă dea 2, dacă trimiteți 4, vă dă 8, dacă trimiteți 100, o să vă dea 200, dar nu o să vă dea nimeni niciodată dublul pe degeaba. Și amintiți-vă că în momentul în care, sau dacă nu știați, în momentul în care faceți o tranzacție pe un blockchain descentralizat, acea tranzacție, odată ce a fost validată, sau oricum odată ce a pornit acea tranzacție, nu va mai putea fi oprită
și nimeni nu va putea să vă returneze fondurile, banii sau, mă rog, criptomonedele niciodată în niciun fel decât persoana la care ați trimis practic acele criptomonede, da? Așadar, când vedem conturi de genul, conturi mari, întâi ne ducem să vedem despre ce e vorba, dăm la videoclipul, vedem ce videoclipul mai are. Acesta practic este un cântăreț, sau a fost un cântăreț, căruia probabil s-a spart contul, iar acum acești hackeri încearcă să dea țeapă la unor investitori, unor potențiali investitori în cripto sau unor investitori în cripto care sunt la început și care nu își dau seama dacă acesta este un scam, dacă nu este un scam și așa mai departe, pentru că așa dacă te duci la o primă vedere, poți vedea aici 5.000 de persoane vizionează, da? 36.000 de like-uri. Desigur, multe dintre aceste like-uri cumpărate, probabil și sunt și mulți bot, nu sunt 5.000 de persoane, cum am spus și mai înainte, dar pentru majoritatea, pentru multe persoane care sunt la început, nu aceste red flag-uri nu își dau seama că acesta este un scam, da? Mai văd și aici 423.000 de abonați, sau mai văd, nu știu ce, uitați aici, de exemplu, în cazul acesta, Brett Gerlinghaus de la XRP, văd aici 13.000 de persoane care vizionează, da? Un canal cu 222.000 de abonați, 18.000 de like-uri, da? De aprecieri și 10 dislike-uri. Dislike-uri care nu se mai pot vedea în acest moment, dar în cazul meu eu am o extensie care îmi permite să fac acest lucru, așadar pot să văd și dislike-urile, dar lumea în general nu poate, mai poate să vadă dislike-urile de pe orice live, video și așa mai departe, așadar nu știu dacă e bun sau rău ceea ce vedem. Bun. Din câte se pare, avem și treaba asta cu Elon Musk. Văd din ce în ce mă uit la mai multe live-uri dintre acestea cu țepe, îmi dă Poți să tot vedem? așa aceleași lucruri. Dar acesta posibil să nu fie. Posibil să nu fie. Nu știu ce este asta aici. Ah, dar posibil tot ceva scam, tot ceva să pompeze Shiba, mă rog, spune că Shiba va ajunge la 3 dolari când vreodată, în primul rând, ca Shiba să ajungă la 3 dolari, trebuie să băgăm gen cam toți banii existenți pe această planetă în Shiba, pentru că sunt o grămadă de unități de Shiba și nu se poate pompa chiar așa ușor Shiba la 3, da? Bun, nici măcar Dogecoin nu-l putem pompa așa ușor la 3 dolari, da, păi Shiba e nu coin. Bun. Deci, acesta este din nou un alt scam. Încearcă să facă un pic de shilling, persoanele să creadă că Shiba se va duce la 3 dolari și chestii de genul, că văd că nu vinde nimic. Poate o vinde în interiorul videoului, nu-mi dau seama, în interiorul acestui live, dar în teorie, din câte văd aici, nu vinde nimic. Doar încearcă să facă shilling și practic să promoveze și să creeze așteptări nerealiste persoanelor și criptoinvestitorilor care sunt la început de drum și care nu au mai avut de-a face cu scheme dintre acestea, cu țepe dintre acestea în mediul online și sunt foarte la început în această lume a criptomonedelor, da? Așadar, când vedeți chestii de genul care par prea bune pentru a fi adevărate, posibil că sunt țepe în general, da? Bun, când vedeți, uitați aici, de exemplu, dacă îi trimiteți 250.000 de XRP, voi o să primiți undeva la 500.000 de XRP. Da, ceea ce este imposibil, nimeni nu o să facă așa ceva. Bun, aici mai avem încă ceva care probabil tot ceva de genul este tot o țeapă, tot un scam. Coming soon, big event now. Bun, avem aici un canal denumit Cardano ADA, nu vedem câți abonați are, dar se pare că sunt persoane care se uită. Ia să vedem, acest canal a fost abonat la diferite treburi prin India, deci un canal indian a avut undeva la 1 milion și ceva de vizualizări și îi spune că este canalul personal lui Charles Hoskinson. Locație Statele Unite ale Americii, da, nu știu ce să spun. Ori a fost canalul acestei persoane, Charles Hoskinson, iar apoi a fost probabil prin diferite trucuri, nu știu, prin phishing, prin hacking, prin orice. Aceste persoane i s-a furat contul sau este doar un simplu indian care
Și a pus aici că este, la descriere a pus că este canalul personal al lui Charles Hoskinson, că este din, ca și locație în Statele Unite Americii și așa mai departe. Și probabil a avut un canal cu ceva de adunat undeva la 1 milion de vizionări, de vizualizări. Și cam atât. A transformat toată treaba asta într-un scam, Ideea probabil, ia să vedem. Aici am mai încercat să facă un live, dar apoi l-a oprit. Da, interesant. Deci, probabil și acesta e la fel ca și în cazul XRP, în cazul ETH, da? Să-i trimiți, nu știu, 1 milion de ADA, el îți va da 2 milioane de ADA, da? Bun. Deci, la chestiile de genul trebuie să stăm foarte, foarte, foarte atenți, să nu trimiteți niciodată nimănui, da? Criptomonede pe care le dețineți în momentul în care vă spune că dacă îmi trimiți X, ETH, X, ADA, X, XRP, X, BTC, eu voi trimite dublu, triplu, de 10 ori, de 1000 de ori și așa mai departe pe degeaba. Da, nimeni nu va face acest lucru. Acesta, un live de genul, poate să-l facă oricine. Poți să-ți iei, de exemplu, ți iei OBS-ul, pui aici, creezi un mic design frumos, aici să pară totul real și așa mai departe, iei o înregistrare, o pui aici, dai drumul la live și dai drumul la înregistrare. Înregistrarea merge și persoanele practic pică în plasă și trimit XRP, ETH și așa mai departe la o anumită adresă în speranța că cel care stă la care se află, să spunem așa, care gestionează acest proiect, să îi trimită înapoi dublul criptomonedelor trimise de el. După cum putem vedea, ne spune aici visit our event, da, să vizităm evenimentul și aici avem și un gardian, așa, mă rog, un gardian, o protecție anti-DDoS. Ok, să vedem. Bun, ethether.org și putem vedea aici diferite chestii, dăm aici participate in the giveaway și o să ne spună. Ce o să ne spună? O să ne spună asta. Poți trimite ETH la următoarea adresă, da? Și aici ne dă o adresă. Aici un countdown. Practic este un... Ni se spune că practic deja mulți participanți au trimis peste 200.000 de ETH, așadar și au mai rămas din câte se pare undeva la 291.000 și... Ok, au și customer support, da, interesant. Și practic să ne grăbim că ratăm evenimentul acesta foarte important, da? Deci tu îi dai un ETH, el va da înapoi tu ETH. Ai făcut 100% profit cum ar veni. Hai un pic să verificăm. Bun, acum suntem pe The Ethereum Blockchain Explorer și aici vom căuta această adresă să vedem dacă a primit ceva, da? Să vedem dacă a primit ceva. Se pare că a primit undeva la 6.2 Ether, da? Undeva la 20.000 de dolari. Din câte putem vedea, recent cineva a trimis 4 Ether, apoi au mai trimis persoane 0.005 Ether, 0.019 Ether, 1.02 Ether, 1.1 Ether. Deci sunt persoane care chiar au căzut în această capcană și au trimis Ether în valoare de aproape 20.000 de dolari, da, bani făcuți foarte, foarte ușor de acești scammeri, de acești separi. Așadar, stați atenți pentru că posibil să cădeți și voi în capcane de genul și na. Cam atât. Cam asta am vrut să vă anunț în acest video. Când vedeți live-uri de genul, ceea ce trebuie să faceți, da, și ceea ce am făcut și eu mai înainte, este să dați pe acest steguleț, dați raportează, după care vă duceți și dați așa un pic să vedem dacă găsesc. Dați aici spam sau conținut înșelător, dați alege și dați escrocherii sau fraudă, dați și se aplică linkurilor din descrierea videoclipului pentru că vă trimite pe acest site, da? Apoi dați înainte. Aici puteți să nu scrieți nimic, puteți să lăsați așa sau puteți să scrieți detalii suplimentare în română sau în engleză și dați se raportează, da? I-am făcut deja asta, mă rog, asta e a doua oară când trimit. Da, e ok. Bun, cam asta aveți de făcut. Sper să nu picați în plasa acestor scammeri, acestor țepari, da? Acestor escroci și cam atât. Până data viitoare, noi ne vom revedea cu un În curând cu un video legat de ce știri au mai apărut în lumea aceasta a criptomonedelor. Na,
cam atât. La revedere!